Bine ați revenit! În episodul precedent despre entropie, ați văzut că nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic și că motivul este acela că moleculele se mișcă dezordonat. În continuare veți vedea că dezordinea are tendința de a crește și că poate fi măsurată. Să ne gândim la o cameră obișnuită. În ea se găsește aer, altfel nu ne-am simțit prea bine. Dar moleculele de aer sunt într-o mișcare dezordonată. Atunci cum se face că nu se întâmplă niciodată ca ele să se adune toate în jumătate de cameră și în cealaltă jumătate să rămână vid? Dacă întrebarea vi se pare absurdă, să ne gândim la o cameră în care sunt doar două molecule. Deoarece ele se mișcă dezordonat, vor fi uneori una în jumătate a camerei, una în cealaltă jumătate, dar, de asemenea, vor fi uneori ambele în aceeași jumătate. Și atunci, cum de nu se întâmplă și în camera în care ne găsim, ca uneori să se adune toate moleculele în jumătate de cameră? Probabil veți fi surprinși să aflați că nu există nicio lege a naturii care să împiedice acest lucru să se întâmple. Și atunci, cum de nu auzim niciodată la știri, nici măcar la cele care încep cu senzațional, că cineva s-a sufocat deoarece aerul s-a adunat în cealaltă parte a camerei? Ca să găsim răspunsul, să calculăm niște probabilități. Desenele ne arată că în cazul la două molecule avem patru stări posibile, cele pe care le vedeți, dintre care două corespund situației în care ambele molecule se găsesc în aceeași jumătate. Deci, șansa de a le găsi pe amândouă în aceeași jumătate este de două cazuri din patru, adică o probabilitate de 1 pe 2 sau 50%. Dar dacă sunt trei molecule? După cum vedeți, în acest caz există 8 distribuții totale posibile, dar distribuțiile care corespund situației în care toate se găsesc în aceeași jumătate au rămas tot două. Ceea ce înseamnă că șansa de a le găsi pe toate în aceeași jumătate este acum de două cazuri din 8, adică 1 pe 4 sau 25%. Iar aici vedeți că dacă sunt 4 molecule, deja probabilitatea scade la 1 pe 8, adică 12,5%. E ușor de observat că probabilitățile se pot scrie, în cazul general, ca 1 pe 2 la puterea n-1, unde n este numărul moleculelor. Asta înseamnă că dacă sunt 10 molecule, deja probabilitatea de a le găsi pe toate în aceeași jumătate a devenit 1 la 512, adică mai puțin de 0,2%. Și ca să vă faceți o idee despre probabilitatea în cazul în care am avea 100 de molecule, vedeți aici cât este 2 la puterea 99. Ce ne arată acest număr? Că dacă avem 100 de molecule, probabilitatea de a le găsi pe toate în aceeași jumătate a camerei este deja practic zero. Dar într-o cameră sunt incomparabil mai multe molecule decât 100. Sunt miliarde de miliarde de miliarde de molecule, ceea ce înseamnă că nici dacă așteptăm de miliarde de ori mai mult decât vârsta Universului, tot nu avem nicio șansă ca acest lucru să se întâmple, sau avem o șansă absolut neglijabilă. Deci, ceea ce împiedică aerul dintr-o cameră să se adune tot în jumătate de cameră este doar șansa, probabilitatea extrem de mică ca un astfel de fenomen să aibă loc. Dar ce legătură au toate astea cu entropia? Avem din nou un fenomen care are legătură cu ordinea și dezordinea. Ordinea cea mai mare este atunci când toate moleculele se găsesc în același loc, în aceeași jumătate a camerei sau a unui recipient, iar dezordinea cea mai mare atunci când moleculele se găsesc peste tot în număr egal în cele două jumătăți. Dacă nu înțelegeți de ce, gândiți-vă că aveți o cutie cu cuie. Când este ordine? Când cuiele sunt toate în cutie sau atunci când sunt aruncate peste tot?
Și acum presupuneți că pornim de la starea în care toate moleculele, în număr de miliarde, dintr-un recipient, se găsesc în aceeași jumătate. Ceea ce înseamnă că în cealaltă jumătate este vid. E ușor de făcut asta, trebuie doar un perete despărțitor. Dacă scoatem peretele, ce se va întâmpla? Știm ce se va întâmpla. Moleculele se vor împrăștia în tot volumul și nu vor mai reveni niciodată toate în jumătatea în care au fost inițial. Deci avem din nou un fenomen irreversibil, așa cum s-a întâmplat și în cazul mașinii termice. Acolo ați văzut că putem transforma tot lucrul mecanic în căldură, dar căldura nu mai putem transforma niciodată integral în lucru mecanic. Iar acum ați văzut că un sistem poate trece spontan de la ordine la dezordine, dar nu invers. Aceste observații ne arată că în cazul corpurilor alcătuite din foarte multe molecule, fenomenele devin irreversibile. Și acest lucru nu se întâmplă când vorbim despre o moleculă sau despre un număr mic de molecule. Acolo lucrurile sunt reversibile. Nimic nu împiedică câteva molecule să se adune toate într-o jumătate a camerei. Dar ceva împiedică miliarde de molecule să se adune toate în jumătate de cameră, și anume probabilitatea ca acest lucru să se întâmple. Cel care a reușit să definească entropia pe baze statistice a fost, după cum v-am spus și în primul videoclip, Ludwig Boltzmann. El a înțeles că probabilitatea ca un sistem să capete de la sine o anumită configurație macroscopică depinde de numărul stărilor microscopice echivalente pentru acea configurație. Ca să explic ce înseamnă acest lucru, trebuie să vă amintesc că moleculele sunt indiscernabile. Adică toate moleculele de, să zicem, azot din univers sunt absolut identice. Dacă schimbăm locurile a două molecule de azot în univers, niciodată nicio măsurătoare și niciun experiment nu va putea arăta că s-a întâmplat acest lucru. Și având acest lucru în minte, să ne gândim la cazul în care avem patru molecule identice. Dacă vrem o configurație de 3 cu 1, avem 8 distribuții posibile, cele marcate cu verde, deci avem 8 stări microscopice care corespund configurației de 3 cu 1. Dacă vrem o configurație de 2-2, avem 6 stări microscopice corespunzătoare, cele marcate cu albastru. Iar dacă vrem o configurație în care toate 4 moleculele să se găsească în aceeași jumătate, avem doar 2 stări microscopice corespunzătoare, cele marcate cu portocaliu. Probabilitatea ca o stare macroscopică să se realizeze este cu atât mai mare cu cât există mai multe stări microscopice corespunzătoare. De pildă, în cazul nostru, probabilitatea cea mai mare o are starea 3 cu 1, apoi starea 2 cu 2, iar cea mai mică probabilitate o are starea 4 cu 0. Cu cât o stare macroscopică are o probabilitate mai mare de a apărea, cu atât mai mare este dezordinea corespunzătoare stării respective. Ați văzut în primul episod un fenomen asimetric în timp, transformarea lucru mecanic căldură. Iar acum altul, evoluția ordine-dezordine. În episodul următor veți vedea că putem defini entropia folosindu-ne de noțiunea de ordine și de asemenea implicațiile fenomenelor irreversibile pe care le descrie entropia. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!